Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața în miercuri dimineață într-un accident de autocar în vestul Keniei. Potrivit poliției locale, autocarul plecase din Nairobi cu destinația în vestul țării și transporta 52 de oameni. Niciun detaliu nu este deocamdată disponibil referitor la circunstanțele accidentului tragic. Statisticile oficiale ale autorităților arată că aproape 3000 de oameni își pierd viața anuală în accidente rutiere în Kenya, dar, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, numărul ar putea fi mai mare de 12.000.